Ai, ce dorm era de scaunul ăsta mic aici și să mă doară fundul pe el că e și din lemn și hai salut mă jumaniacilor, bine m-am găsit într-un nou și super genial episod pe cel mai tare canal din lume. Eu sunt Paul, am un cuțit și astăzi facem o degustare de dulciuri din America sau cum îmi place mie să spun Statele Unite, pentru că de fapt de acolo sunt, nu sunt din toată America. Dar nu suna la fel de interesant dacă puneam dulciuri din Statele Unite. Bun, înainte să începem, vreau să menționez faptul că era să ratez pachetul ăsta, în ideea în care a venit și i-au făcut retur, că nu eram acasă, dar eram acasă și în fine, abia am reușit să-l recuperez, era nașpa dacă îl pierdeam pentru că l-am plătit cu cardul și am plătit undeva la 180 și ceva de lei pe el, încă plâng. A fost foarte mult, dar a fost foarte mult și pentru faptul că, atenție, transportul a fost vreo 25 de euro. Și pentru faptul că mi-am ales eu dulciurile, de data asta nu e un mystery box, nu că nu voiam să fie un mystery box, să fie surpriză, dar nu puteam decât așa să mi-aleg eu, doar așa mă lăsau și mi le-am ales eu, numai că a trecut cam o lună de când s-a întâmplat chestia asta, nu mai știu exact ce e aici, cu siguranță poate mai amintesc pe parcurs, cu siguranță o să mai amintesc, dar nu mai știu exact ce e aici. Partea bună e că, cel, pentru mine, pentru voi nu, că nu o să mai fi amuzant, e că mi-am ales eu și asta înseamnă că unele o să fie comestibile și pot să le mănânc și după. Cel puțin asta sper, pentru că la 180 de lei chiar aș vrea să mai mănânc și după ceva de aici, nu să le cam arunc pe aproape toate cam cum fac de obicei, pentru că mă iertați, știu că mor copiii de foame prin Africa. Da, de cele mai multe ori au fost oribile chestiile astea, cel puțin India m-a terminat, adică India am suferit două zile după el. Bun, hai să începem să desfacem cutiocul. Ce avem aici? Avem ceva foi certificate, bla 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 bla. Nu, nu-i critic pe băieții de la GLS pentru că, până la urmă, după ce am sunat înapoi, au fost înțelegători, au înțeles ce s-a întâmplat, că nu mi s-a livrat, până la urmă, toată chestia asta și... E ceva aici ce arată foarte nașpa, nu știu de ce, că parcă eu le-am ales. Și în fine, s-a rezolvat. Oricum, bun, hai să... Deci cam așa arată cutia, cam asta am în cutie. Nu pare să am foarte multe chestii față de obicei. Bine, e adevărat, alea din Mexic, de exemplu, erau multe chestii în cutie, dar erau micuțe, așa că, nu știu, cred că se compensează pe undeva. Vreau să vă spun că încă n-am mâncat astăzi, așa că o să fie interesant. Dacă o să mă doară stomacul, o să mă doară și aia e. Hai să încercăm prima chestie a zilei, care sunt mini donuts de la Mr. Freshly Makes Life Sweeter. Mini donuts crunch. Să vedem dacă sunt bune mini donuts sau nu. Normal că m-am ales gogoși. Ce v-ați fi așteptat? V-ați să sufăr iar. Știu că vă place să sufăr în aceste videouri. Ok, textura e foarte dubioasă, o să fac mizerie un pic. Mamă, cât e de dulce! E bună! Adevărul e că mi l-am ales eu tura asta, normal că-s bună. E foarte bună, dar e foarte dulce. 370 de calorii, 6 gogoșele de-astea. Eu acum înțeleg de ce sunt americani așa de grași. E foarte bun, are gust de gogoașă, cu multă scorțișoară și cocos. Are o textură foarte moale, asta înseamnă că are mult sirop în ea și foarte, foarte, foarte mult zahăr. Adică chestia asta putea să fie bună și fără tona aia de zahăr din ea, dar măcar acum înțelegem de ce sunt atât de grași americanii. Și eu în devenire. Dacă mă mai chinui mult, cred că mi-au și o viza în curând. Bun, Whoppers, nu știu ce sunt Whoppers, un fel de biluțe de ciocolată cu nu știu ce. Stai să vedem, stai că mi-a intrat ceva nou. Evident și astea ar trebui să fie bune, nu-i așa? Pentru că, repet, mi le-am ales eu. Dar și dacă nu mi le-am legeam eu, și dacă nu mi le alegeam eu, nu mă judecați. Pentru că americanii chiar știu să facă dulciuri bune care îngrașă și fast food. La asta chiar se pricep. Bun, arată cam așa. Adică nu cred că e o surpriză pentru cineva. Sunt doar... Au, au, ce tare! Au, lasă, nu mă așteptam. Ok. Au, au, au.
Ok, stai că e foarte ciudat. Stai că mă așteptam la cu totul altceva. Mă așteptam... Deci interiorul e un fel de... Cum sunt, nu știu, cerealele alea învelite în ciocolată. Un fel de Viva, dar mult, mult mai tari. Cu mult sirop și mult zahăr. De asemenea, foarte, foarte dulci. Are gust de ciocolată, dar e un fel de ciocolată cu sirop pe dinăuntru tare. E crunchy, care te arde pe gât de dulce ce e. Deci până acum 2 din 2, ok, au fost ok, nu zic, nu a fost rea la gust, dar foarte, foarte dulce. Sigur, tot e mai bine decât peștii aia morși din Japonia. Dar, în fine. Bun, în continuare, din seria dulciurilor, aparent, nu, chiar nu sunt foarte multe chestii aici. Cu numărul 3 vom gusta din America sau din Statele Unite al Americii Pop-Tarts. Ce sunt Pop-Tarts-urile? Sunt un fel de... un fel de napolitană înghețată cu ciocolată și ce... nu știu, frate, dar arată bine. Adică... episodul ăsta mai mult l-am făcut pentru sufletul meu, cred că, decât pentru... Mamă, arată tare asta, deci pentru dinții mei nu o să fie... Hai, ce urât miroase! Oh, băiatule! Nu știu, poate pe cameră arată bine, dar în realitate nu arată bine. Și nu miroase bine. Și nu e ca pe ambalaj sau ca în imagine pe site. Deci chiar... Nu arată bine. Mi-e puțin fricuță să... Da, fricuță e cuvântul. Pare foarte tare și pentru dinții mei sensibili. Dar ok, hai să încercăm. Mă surprinde în ideea în care nu era tare. Părea doar. E moale. Dar... n-are niciun gust. E doar un biscuit de dulce. De asta poate n-am prins eu cremă. Da, nu e ceva ce este dea pe spate. E un biscuit simplu cu puțină ciocolată și puțină dulceață. Dar e, are gust de... Știți cum sunt biscuiții la vrac? Da, ceva de genul ăla. Dacă îl moi în ceai și mănânci lângă el o wafă, de aia știți că sunt waffles de alea, waffles, ceva de genul, știi, da, de alea, ceva de genul are, are gust de scorțișoară cu puțină ciocolată, dar nu pot să zic că e bună. E mai puțin dulce decât celelalte, dar foarte dulce în același timp, deci tot cu o cantitate mare de zahăr. Nu sunt impresionat și nu-mi place, nu mi-a plăcut. În continuare... avem singura chestie sărată de aici și anume Pringles cu aromă de pizza. În România n-am văzut. Cred că de alea, cred că de aia le-am luat. Sau poate există și sunt eu prost. Dacă există, să-mi ziceți. Dar oricum, acum că tot le-am făcut reclamă celor de la Pringles, mod normal venea partea când ziceam sponsorizați-mă că v-am făcut reclamă, dar n-aș vrea să mă sponsorizeze că, repet, eu chiar mi-aș dori să slăbesc. Sigur, nu fac nimic în această privință, dar... Ok, arată destul de dubios. Arată ca niște Pringles expirate. Bine, eu înțeleg că trebuie să aibă textura aia de pizza, dar... trebuie să aibă textură de pizza fresh, nu ca și cum cineva a vomitat aromă de pizza peste niște Pringles. Dar ok, haideți să gustăm, să vedem care, adică pe bune. Dacă vă arată bine chestia asta. Trebuie să mai gust unul, că nu-mi dau seama. Deci neapărat trebuie să guști ca să îți dai seama de gust și de textura. Da. Nu sunt cine știe ce, Adică pe bune, sunt foarte bun, Dar
printre toate chipsurile Pringles, mă rog, nu sunt chipsuri, dar bine. Nu mi se par chiar cele mai bune. Au aromă de pizza, dar e un fel de pizza expirată. Nu pot să comentez aici. Adică, nu că nu mi-aș dori, că și aici aș găsi câteva hibe, adică probleme ardelenesc, dar e ok, nu pot să mă plâng. Sunt Pringles, ce, despre ce vorbim? Bun, în continuare, o chestie foarte de dietă și anume cookie dough, habar n-am, mă bate engleza, bites. Sunt un fel de bobițe de ciocolată, sper eu, mai bune decât Whoppers-urile alea, pentru că Whoppers-urile alea erau doar tari și foarte dulci. Astea mă gândesc că au mai mult potențial. Deși la cum vin, n-au potențial. Așa veniți ambalate, ce? Pe bune, zici că am comandat droguri învelite în ciocolată din Mexic. Cred că trebuia să ajungă tura trecută și au ajuns abia acum. Să sperăm că astea sunt mai bune. Îmi pregătesc dinții, mă aștept să fie tare. Dar nu e tare, aoleu! Ce gust e ăsta? Stați că nu pot să vă... e foarte dulce, nu zic neapărat că era, da? Deci nu poți. Adică... mănânci o chestie de genul ăsta și îți asigură toată cantitatea de zahăr pentru tot restul zilei. Astea sunt pentru persoanele cărora nu le plac dulciurile. Dacă nu-ți plac dulciurile și vrei o doză mare de zahăr, ia asta, are gust doar de zahăr. Cu ceva ciocolată și lapte, dar are gust doar de zahăr. Nu pot să zic că are un gust oribil, cum repet, India, Mexic, dar asta nu înseamnă că e un gust bun. E doar zahăr, adică e foarte mult zahăr concentrat în ea. Bă, pe bune. Eu acum chiar înțeleg de ce se îngrașă mexicanii și de ce... Pentru că chestiile astea sunt foarte, foarte, foarte dulci. Foarte dulci, nu mă așteptam. Adică, sigur, mă așteptam să fie grași de la fast food, dar... și produsele astea ale lor sunt foarte, foarte dulci. Bun, ultimul produs mâncabil din acest videoclip și anume Snowballs. Dacă astea n-arată bine, deci astea trebuie să fie cireașa de pe tort. Astea trebuie să arate... stai că mai găsit ceva foarte mic în cutie. Dar până atunci astea trebuie să fie cireașa de pe tort. Dacă astea nu-ți bune, îmi bag picioarele. Sper să nu fie extrem de dulci. Par un fel de bezele. Mie-mi plac bezelele. Cui nu-i plac bezelele? Că deja am emoții. Am furnicături în stomac. Când... Vai cum arată, vino la mine iubita, vai cum se simte, deci, mamă, și stai că are ceva pe sub ea, uitați-vă, ok, arăta mai bine din unghiul ăsta, dar arată bine. Sunt foarte curios ce chestia neagră, dar am să-mi fulec chiar acum și îmi pare rău că o să vă fac poftă. Dar 3 episoade am suferit, da? E timpul să mă simt și eu bine. Stai așa. Ca să o vedeți, să... Băi! Asta cred că e făcută de un român. Ați mâncat vreodată prăjitura Boema? Știți că e prăjitura aia cu blat? Parcă un pic de cocos, parcă, și mult sirop. Ceva de genul ăsta. Asta e un fel de blat. Asta e un fel de blat de prăjitură cu mult sirop. Bezeaua e doar la exterior. Și asta e foarte dulce. Dar parcă moderat de dulce față de alealte. Adică mă așteptam să fie dulce. Știi? Și a fost mai puțin dulce decât mă așteptam. Dar păstrând proporțiile pentru gusturile noastre de români, e mult mai dulce decât ar trebui. În schimb, e ok, adică...
Mare pe undeva pe la mijloc, ceva beze albă. Da, asta e bună. E... O să mănânc pe toată și revin. Ok, poate că n-ar fi fost o idee bună să mănânc pe toată. E puțin... E puțin grețoasă de dulce pe final și e genul de dulce pe care îl mănânci, dar sincer, dacă ar fi să mai mănânc a doua oară așa ceva, n-aș mai mânca, adică nu mi-aș cumpăra așa ceva. Sigur e bună, doar că e dulce și n-are o identitate. Mamă, despre ce am ajuns să vorbesc. N-are o identitate, adică are niște gusturi, dar nu e nimic concret acolo, la fel ca toate celelalte chestii dulci. Am impresia că la ei, sau poate doar astea, poate doar dulciurile astea pe care le-am mâncat, nu se concentrează foarte mult pe ideea de asta trebuie să guste așa, asta trebuie să guste așa și știi clar. Cum la noi românii, dacă mănânci dintr-un rom, de exemplu, știi clar că e rom, adică nu-l încurci cu altceva. La ei, în schimb, au gust doar de zahăr, adică sunt foarte dulci, poate ceva scorțișoară, dar foarte, foarte dulci. Și te cam îngrași repede de la așa ceva dacă mănânci în mod frecvent. Adică, bun, în continuare vom desface acest Arizona Green Tea, adică ceai... Bă, mie nu-mi place ceaiul verde, eu acum am dat seama. Am luat chestia asta doar pentru că îmi plăcea cum arată ăsta. Și e foarte ciudat că are jumătate de litru, adică să ne înțelegem. Zice că nu are conservanți, asta înseamnă că odată ce îmi torn chestia asta, că o să torn aici ca să vedem ce culoare are, o să trebuiască să beau pe tot. Acum nu știu dacă o să mă plimb toată ziua cu doza asta după mine, care e și cam mizerabilă pe capac, dacă stau, n-o să beau din doză. Dacă obișnuiți să bezi din doze, nu mai faceți, nu e sănătos deloc. Bun, hai să desfacem și acest green tea și să vedem ce gust are. Ia să vedem, a ce miroase? Miroase a chimicale. E bine până acum, e bine. Bun, a trebuit să fie de ajuns. Stai că nu știu unde să mai pun și pe ăsta. Așa arată. Cum ar trebui, în mod normal, să cam arate ceaiul verde. Are ceva la suprafață, gen spuma pe care o lasă berea. Deci mi-e foarte frică în acest moment. Arată bine din ambalaj, dar... Hai să vedem. E bun, e bun. E foarte bun, dar n-are gust de ceai verde, pentru că ceaiul verde e amărui. Ăsta nu, ăsta e dulce. La ce ne-am fi așteptat? Nu, stai, nu e dulce ca un orice alt suc. Probabil dacă era un suc de la ei, era foarte, foarte dulce. E cât să nu fie amărui. Adică îi taie amăruiul ăla și... Îți lasă un gust ușor dulce în gură. E mai puțin dulce decât ceaiurile reci de la noi. Decât astea care mai sunt pe piață, nu știu că multe și-au schimbat numele. Da, e ok. Cred că știu ce o să fac, deși e păcat de doză. O să mi-l torn într-o sticlă la jumătate și o să o să-l beau. Că dacă îl las în doza aia, poate o vărs, că sunt prost. Bun, și ultima chestie. Now and later, extreme sour watermelon soft chews. Adică un fel de gumă de mestecat care probabil e amară, sărată, iute, ceva de genul ăsta. Nu știu. Hai să vedem ce se întâmplă. Deși după experiența din India... E foarte greu să cred că ceva o să mă mai dea pe spate în ceea ce privește iutele și gusturile dubioase. Bun, nu știu dacă mai știți cum erau ambalate caramelele când eram noi mici. E fix ambalată ca o caramelă. Da, aparent ăsta e singularul de la caramele. Caramelă, nu caramea. Știu, și eu am fost surprins. Ok, hai să desfacem chestia asta și să gustăm, să vedem ce gust are. Probabil o să fie nasoală.
pe asta am luat-o pentru experiență tare. Am zis, vreau să-mi demonstrez că sunt bărbat. Stai să-i dau cu ceai. Știu că zădesc foarte curăș. Poate uneori o să ziceți că mă prostesc sau știu eu, dar acum chiar n-a fost cazul. Chiar n-am putut să... Vai de viața mea. N-a fost gumă de mestecat, a fost un fel de caramelă, un fel de chestie, ca un fel de jeleu întins cu gumă de mestecat, care avea gust de pepene, dar era acru, cum te aștepți, în același timp și iute, sărat nu, dar era foarte acru la un moment dat, puțin iute. Sărat, nu? Am mai zis asta. Mi s-a resetat creierul de la asta. Foarte, foarte, foarte nasoală. Nu înțeleg rostul. Adică de ce ai vrea să mănânci ceva? O să am foarte multe tăieturi în videoclipul ăsta pentru că am râgâit de foarte, foarte multe ori. Da, îmi cer scuze că am râgâit. Măcar n-am râgâit în fața voastră. Asta una. E normal, fii omenește, să râgâi. De obicei nu râgâi. Așa, la orice și adică sunt om normal. Nu înțeleg de ce am râgit atât de mult la toate chestiile astea. Probabil pentru că sunt foarte dulci sau au foarte multe chestii în ele care nu sunt ok. Acum, totuși a fost o experiență plăcută. Au fost bune, foarte, foarte dulci. Mă așteptam la 180 de lei să rupă. Adică la banii ăștia, cu care mâncam 2 săptămâni, că pe bune, mâncam 3 ciorbe și 4 grătare și adică pe bune, chiar faci mâncare de 180 de lei. Deci ideea e că au fost foarte dulci, foarte, foarte dulci. Arată mult mai bine în poze, dulciurile americane și în ambalaje, dar gustul nu e chiar așa. Nu sunt rele, deci nu sunt rele, dar nu te dau pe spate. Nu sunt mai bune decât dulciurile europene și... Bine că te oprești acum când mai aveam un pic. Deci nu sunt mai bune decât dulciurile europene. Foarte, foarte dulci, dar sunt bine ambalate și marketizate. Na, cam ăla e. Dragilor, cam ăsta a fost clipul. Vă mulțumesc tare mult că v-ați uitat. Nu uitați de like, share, subscribe, toate cele. Au fost persoane care mi-au trimis mail că vor să-mi trimită dulciuri pentru că trăiesc în anumite țări, locuiesc în anumite țări. Vă mulțumesc tuturor. Aștept în continuare dacă sunt care trăiesc în anumite țări și vor să îmi trimită. Desigur, numai dacă vor să-mi trimită ei și își permit așa ceva și sigur. Vă mulțumesc și celor care mai donează în contul ăla de PayPal sau pe Patreon.com, sunt în descriere. Bine, pe Patreon încă n-a donat nimeni, dar nu contează. Am zis așa că să... Știi? Cam asta a fost episodul. Vă mulțumesc tare mult că l-ați privit. Nu uitați de like, share, subscribe, toate cele. Doamne ajută să fim bine, să fim cuminți și mâncați sănătoți, copii. Și să-mi ziceți din ce țări vreți să mai încerc dulciuri. Ideal ar fi să vină în mystery boxes ca să nu le aleg eu, să fie o surpriză ce găsesc în interior. But did you ever think about it? Yeah, did it ever...